în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? Nu este aici. A înviat. Iată locul unde îl puseseră. Iubiți frați, scumpe surori, binecuvântați oameni al lui Dumnezeu care ne ascultați sau care veți asculta această predică astăzi, în duminica a treia, după Sfânta Înviere a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos. De aici, din Biserica Sfânta Treime, vă spunem tuturor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și Dumnezeul nostru este viu, precum noi suntem vii, cei care astăzi am venit la casa Domnului, să-i dăm cinstea și slava cuvenită. Cei care astăzi, însuflețiți de sfintele femei mironosițe pe care le sărbătorim astăzi, am venit să aducem Domnului tămâia rugăciunilor noastre. Am venit să aducem Domnului mireasma sufletelor noastre încărcate de păcate de multe ori, dar pline de recunoștință pentru Cel care a murit și a înviat pentru a noastră mântuire. A Lui să-i fie slava în vecii vecilor. Amin. Scumpii mei, la finalul unei dumnezeiești liturghii, pentru că dumnezeiască este slujba la care noi toți astăzi suntem prezenți, a plecat preotul să-și cerceteze enoriașii. Și a ajuns la casa unei văduve, pentru că ne învață Sfânta Evanghelie că trebuie să cercetăm pe văduvă și pe orfan, pentru că ei sunt ai Domnului. A intrat și scumpa noastră soră avea pe masă o farfurie cu o supă sau o ciorbă, ce doriți dumneavoastră, dar sărăcăcioasă, erau câteva legume puse acolo. Și preotul, care de multe ori ajuta această femeie în intenția de a o ajuta, dar prima dată a întrebat-o: soră, dar numai atâta? Dar numai atâta mâncați? O, părinte, zice, ăsta-i desertul. Pentru că adevărata masă am luat-o acum 10 minute. Și-a deschis un dulap și-a scos dinăuntru Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Și zice, părinte, tocmai am terminat lectura psalmilor și am citit Evanghelia după Marcu cu femeile mironosițe. Pentru că eu am citit în Scriptura aceasta, părinte, că nu numai cu pâine și cu apă va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. Deci eu am dat sufletului hrană și acum îi dau și trupului puțină hrană, nu multă, pentru că de multe ori, fraților, fără să vrem, să știți că îl gâdilăm pe Adam. Adam este întruchiparea tot ceea ce e trupesc în noi. De aceea să nu mai gâdilăm firea pământească, ci să dăm Domnului cele ale Domnului, așa cum spunea odinioară, cezarului cele a cezarului, dar mai ales trupului cele ale trupului. Fără a-l gâdila prea mult, pentru că și-o ia în cap. Nu v-a spus întâmplător această pildă pe care scumpa mea fetiță aici de față mi-a citit-o azi dimineață. Eu oferim de o carte cu pilde și am promis că voi începe cuvântul cu această pildă, pentru că vreau să rugăm și astăzi pe Dumnezeu să ne vorbească prin Sfântul Său cuvânt și să primim hrană, adevărată hrană duhovnicească. Pentru că creștinii care vin la casa lui Dumnezeu, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, nu trebuie hrăniți cu lapte, ci cu hrană tare. De aceea, Doamne, dă astăzi un cuvânt plin de putere. Amin. Dă-ne, Doamne, un cuvânt plin de zidire. Amin. Dă-ne, Doamne, un cuvânt din care noi să primim hrană, nu numai pentru astăzi, ci pentru fiecare zi a săptămânii care urmează. Amin. Pentru că zilnic
jucăm pe teritoriul cui? Celui rău, scumpii mei. Și trebuie să fim zidiți, trebuie să fim hrăniți, trebuie să fim înarmați. Și trupește, dar mai ales duhovnicește, pentru că dușmanul sufletelor noastre, al tuturor, nu este altul decât diavolul. Doamne, dă-ne putere și astăzi. Amin. Să ne înarmăm cu cuvântul Tău, ca să putem face față atacurilor sale. Scumpii mei, un creștin trebuie să fie totdeauna pregătit de luptă. Și dacă citiți în epistolele Sfântului Apostol Pavel, știți acolo că sunt niște scuturi, dacă vreți. E platoșa, e scutul, e coiful mântuire, dar singura armă de atac este cuvântul lui Dumnezeu. Zice, a luat sabia cuvântului lui Dumnezeu. De aceea să spunem astăzi, Doamne, taie cu sabia Ta orice duh, că aici să fie numai Duhul Tău cel Sfânt, că aici sunt copiii Tăi și vorbește, Doamne, căci copiii Tăi ascult. Scumpii mei, am spus, este Duminica Femeilor Mironosițe și dăm slavă pentru fiecare fiică, pentru fiecare soră care a intrat astăzi în biserică și pentru cele care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat să fie la casa lui Dumnezeu, pentru că vom vedea astăzi că mare rol are femeia în mântuirea sufletelor. Dumnezeu, pentru a veni pe pământ, s-a folosit de o femeie. Și anume Preacurata Fecioară Maria, Bururea Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu, sau Teotocos, așa cum o numesc Sfinții Părinți. Și iată că femeile, lăsându-și la o parte frica și teama, l-au însoțit pe Domnul nostru Iisus Hristos până la cruce. Și se cuvenea, scumpele mele surori și scumpii mei frați, ca Domnul să se arate lor prima dată. Pentru că am spus aici în biserică și renuiesc acest cuvânt zidindu-l în sufletele dumneavoastră. Nu poți ajunge la înviere dacă nu treci mai întâi pe la cruce. Noi toți care am plâns pe calea crucii și am lăcrimat și am văzut mormântul Domnului scăldat în soare în ziua de vineri aici în casa lui Dumnezeu. Ne-am bucurat în seara învierii. Să știți că m-am uitat cu atenție și am văzut, pentru că ducându-mă acasă, eu ascult ceea ce este dincolo de ecran și mă corectez de multe ori și îmi fac mea culpă, așa cum se spune. Și procese de conștiință, că aș fi vrut să zic asta și n-am zis-o, sau de ce am zis asta și n-am zis cealaltă. Și am văzut, scumpii mei, exact cum am spus în Săptămâna Mare, fața unor creștini strălucind ca soarele în lumina albă a lumânării de înviere și fața altor creștini strălucind ca un bocanc proaspăt dat cu cremă. Am văzut lucrul acesta. Pentru că nu se poate să ai fața luminată așa cum a avut-o Moise când s-a coborât de pe munte, dacă nu vezi patima, răstignirea, moartea și mai ales dacă nu crezi în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost prezente, scumpii mei, la picioarele crucii. L-au urmat pe Iisus pe calea crucii. Sunt multe femei. Unele nu sunt scrise în Sfânta Scriptură, dar să ne gândim o clipă la Veronica, cea care șterge cu o maramă fața lui Iisus. Și nu este consemnată în Sfintele Evangheliei, ci este consemnată în Evangheliile Apocrife sau în mărturia celor care au scris mai târziu despre patimile Domnului. Cine sunt aceste femei mironosițe? Haideți să le prezentăm, să începem cu prezentarea lor. În primul și în primul rând este Maria Magdalena. Cea din care Domnul a scos câți dragi? Șapte. Iată, creștini care cunosc Sfânta Scriptură. Atenție mare!
a nu se confunda Maria Magdalena cu femeia cea păcătoasă care a spălat picioarele Domnului în casa fariseului. Nu este una și aceeași. Chiar sora noastră scumpă a citit și ea își amintește că în fiecare an a citit că sunt trei Marii. Maria, sora Martei, sora lui Lazar, Maria Magdalena și cealaltă Marie, care o vedem astăzi, Maria, mama lui Iacob și Salomea, Ioana, soția lui Huza, sororile dreptului Lazar din Betania, Marta și Maria, da? Și apoi avem cea despre care am pomenit anterior, Veronica. Deci avem femei mirosițe, repetăm, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, Salomea, Ioana, soția lui Huza și Suzana, surorile dreptului Lazar din Betania, Marta și Maria. Ele au fost completate în lucrarea lor de cercetare a Domnului acolo în mormânt de către Iosif din Arimatea și Nicodim. Iosif cere de la Pilat trupul Domnului nostru Iisus Hristos, iar Nicodim este cel care aduce aloe și smirnă și un de lemn pentru a unge trupul Domnului după obiceiul de îmbălsămare, dacă vreți, a celui adormit. Deci iată aceste femei, lășrându-și la o parte obligațiile și datorile lor de casă, de slujire, bazate numai pe credință, merg astăzi, în prima zi a săptămânii, care este duminica. Unde? La mormântul Domnului. Le vedem la cruce, le vedem cercetând mormântul Domnului și o să vedem imediat că Domnul le vorbește și nu le vorbește orice. Ce învățăm, scumpii mei, astăzi, în a treia duminică, după înviere de la femeile mironosițe? Trei mari lucruri importante, că au fost pline de evlavie și de prețuire. Au avut un curaj deosebit de a merge la mormânt. Pentru că știți că era dominația romană, acolo erau ostași și erau iudei. Așa cum știm că ucenicii stăteau închiși de frica iudeilor. Abia așteptau să zică ceva de cel răstignit, de regele iudeilor, așa cum a fost numit chiar de către Pilat și cum i s-a scris pe cruce Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, pentru că urmau exact același tratament pe care l-a avut Iisus Hristos. De aceea ucenicii au fugit și s-au făcut precum ieburi. S-au transformat din ucenici în ieburi. În al doilea rând, învățăm că cele din tâi ființe umane care au auzit de la înger despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos sunt femeile mironosițe. Extraordinar! Prin femeie vine mântuirea pe pământ, prin femeie vine și vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și în al treilea rând, modele de curaj, credință și evlavie pentru toți cei credincioși până astăzi. Modele de curaj, credință și evlavie. Modele asemeni bunicilor noastre, de la care am primit credința, asemeni mamelor noastre, asemeni surorilor, asemeni celor care zilnic îl caută pe Dumnezeu și pleacă genunchi înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Scumpii noștri, oameni binecuvântați de Dumnezeu care ascultați, scumpii mei frați și surori, în spatele a fiecărei persoane care este prezentă astăzi aici, a fost o mamă, a fost o bunică sau a fost o soră care într-o zi binecuvântată a plecat genunchiul jos la rugăciune. În spatele celui care vă vorbește a fost o bunică care mi-a zis așa: măi copile, eu nu știu ce te învață tată Tonelu. Așa l-o chema pe tatăl meu eu. Dar tu să citești Biblia. Că pe mine cartea asta, dați-mi un pic, frate, de acolo. Pe mine cartea asta m-a schimbat. Uitați-o aici. Domnul să binecuvinteze. Amin. Pe Veronica, că de la ea o avem. Tu să citești Biblia, cartea asta.
Și fiți atenți și a continuat să spună. După 50 de ani în care am fost în biserică, în același loc, și am auzit sute de predici, și am schimbat 5 preoți în biserica respectivă. Pe mine asta m-a schimbat. Nu preoții, nu slujbele, nu popii. Cartea asta. Și însuflețit de acest mesaj și de acest gând, eu am citit cartea asta. Și iată mă cine. Slujitorul unei evanghelii vii. Ăsta sunt. Nu mă lau niciodată cu cultul, nu mă lau niciodată cu apartenența la un cult, cu religia și așa mai departe. Și, soră, fii foarte atentă, cartea asta m-a schimbat și pe mine. Într-o seară binecuvântată, când un om a citit din Fapte 17 și mi-a zis, s-ar putea ca Dumnezeul pe care îl cunoști sau pe care l-ai învățat la teologie sau despre care ai învățat să fie Dumnezeul unui perete văruit. Amin. Tu să nu-L cunoști. Amin. Doar să fii auzit, să fii primit învățături despre El, dar tu să nu ai o relație personală cu El. Amin. Și mă întorc la femeile mironosițe. Nu puteau să-L urmeze la mormânt, nu puteau să-și birie frica iudeilor și a lui Pilat și a ostașilor dacă nu aveau cu Domnul o relație personală. Vreau să vă spun că ele au fost primele care au și crezut în înviere și cuvintele Domnului. Pentru că acolo unde Domnul a vorbit, a spus, după 3 zile mă voi scula. Voi să nu vă pierdeți, că Petru m-a rugat pentru tine. Satana a cerut să vă cearnă, dar tu să nu-ți pierzi credința, să întărești pe frații tăi. Și iată-le mergând la cruce, fără să se teamă, plângând alături de Maica Domnului, plângând pe Cel care trebuie plâns. Pe Iisus, răstignit pentru a noastră mântuire. Și apoi, mergând în prima zi a săptămânii, după obicei, într-adevăr, dar încărcate cu darurile lor. Așa că noi venim la biserică, Domnul să binecuvinteze pe sora, că n-a venit cu mâna goală, de la Chinteni, de dincolo de Cluj. Așa cum venim încărcați la casa lui Dumnezeu, pentru că, scumpii mei, să nu aveți numai pretenția de a primi. Totdeauna să aduceți ceva la casa lui Dumnezeu. În primul rând să aduceți sufletul vostru. Amin. Inima voastră. Amin. Doamne, îți dau inima, îți dau sufletul, îți dau trupul, îți dau ființa mea. Amin. Îți dau tot ce am, Doamne. Să aduceți ceva la casa lui Dumnezeu. Și nu mă refer aici la partea materială. Să aduceți și să-L onorați întotdeauna pe Dumnezeu cu darurile dumneavoastră de bună voie. Așa ne învață Sfânta Scriptură. Din cele din tâi roade ale dumneavoastră să-L onorați și pe Dumnezeu. Și Dumnezeu va primi cu binecuvântare și va răsplăti în sutii. Și vin astăzi ca să-L onoreze pe Dumnezeu cum? Cu miresme, cu miruri, cu aloie, cu cea mai bun. Spuneam, ele au privit patimile Domnului și moartea lui Iisus și ele sunt primele care s-au bucurat de vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Dintre toți ucenicii scumpii mei, care știm că au fost 12 și 70, deci 12 apostoli și 70 de ucenici, unul singur aleargă mai repede decât Petru și ajunge la mormânt și acela este Ioan, ucenicul iubit. Dar nu se bucură de bucuria mironosițelor, ci vede doar mormântul gol. Deci Ioan, ucenicul iubit al apostolului, cel exilat în insula Patmos mai târziu, cel care scrie Apocalipsa și 3 epistole, îl vedem mărturisitorul unui mormânt gol. Pe când femeile mironosițe astăzi învățăm că sunt mărturisitoarele unui Hristos înviat. Diferență? Mare diferență. De la Ioan învățăm că virgulă creștinii au un mormânt gol. Că Dumnezeul nostru nu este pus într-un mormânt. Dumnezeul oricărei alte religii de pe pământul acesta știm că are un mormânt și este acolo. Dar Dumnezeul nostru are un mormânt gol. Pentru că noi avem un mormânt gol datorită faptului că este un Hristos în viață. Deci persoanele care le-au iubit mai mult pe Iisus și l-au ajutat și pe El, și pe ucenici, în călătorii, știți foarte bine, le făceau mâncare, de multe ori ajutau cu bani, îi găzduiau.
au fost aceste femei mironosițe. Și Domnul astăzi le răsplătește, venind în întâmpinarea lor, trimițându-le chiar un înger și vorbind cu el. Dar, înainte de toate acestea, s-a întâmplat ceva. Ne spune Evanghelia că odată plecând de acasă, își puneau una și aceeași problemă. Cine ne va ridica piatra de la mormânt? Avem probleme cu piatra asta. Știți care e piatra asta? Necredință, îndoială, deznădejde. Scumpii mei, atunci când plecăm către casa Domnului, pentru că altarul pe care dumneavoastră îl vedeți nu este altceva decât, sau nu reprezintă altceva decât mormântul Domnului, pe el, iată, dau la o parte ca să vedeți, nu se află altceva acum până la înălțare decât Sfântul Epitaf, pe care este zugrăvită ce? Punerea Domnului în mormânt. De aceea, de la femeile acestea devenite mai târziu primele liturghisitoare, dacă vreți, ale Domnului. Învățăm să ne închinăm noi preoții când intrăm în altar de trei ori, facem o închinare și o mătanie până la pământ, pentru că ne închinăm la mormânt. Așa s-a închinat și el. Dar problema e cu piatra asta. Cine ne va ridica nouă piatra de la mormânt? Cine o va da deoparte? Scumpii mei, să nu vă faceți probleme niciodată. Cine va da piatra de necredință din viața dumneavoastră, din casa dumneavoastră, din omul ăla pentru care vă rugați de atâta vreme și îl aduceți înaintea Domnului și tot ziceți, Doamne, ajută-mă să trăiesc ziua în care îl voi vedea și pe el aici. Întors la tine, pus pe calea ta, pus în rânduială cu tine, ascultător față de tine și așa mai departe. Dumneavoastră știți ce trebuie să faceți? Să porniți spre Domnul, cum au pornit ei. Chiar dacă piatra va fi cât un munte, ciocanul cuvântului lui Dumnezeu va sfărâma această piatră. Pentru că avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu mare, sfânt și glorios. Și înaintea Lui se pleacă orice duh. Și cade orice duh în lecin, dacă vreți. Ăsta e Dumnezeul creștinilor. Orice problemă ați avea, să nu vă lăsați impresionate de măreția ei, de greutatea ei, de felul în care ea este complicată, dacă vreți să o complicăm noi de multe ori. Dumnezeu se va îngriji și va trimite îngerul său și va da la o piatra. Dumneavoastră porniți să-L căutați pe Iisus și să nu vă opriți până când nu vă întâlniți cu Hristos cel înviat. Asta e nădejdea creștinilor. Hristos în noi, nădejdea slavei. Eu am un Dumnezeu viu și nu mă voi opri până când nu mă întâlnesc cu El. Mă duc să-L caut pe Hristos. Mă duc să mă întâlnesc cu Hristos. Nu contează care sunt obstacolele care mi se pun. Chem ajutor de la Dumnezeu, pe îngerii Săi, pe sfinții Săi, pe Maica Domnului. Doamne, dă la o parte piatra asta, că vreau să mă întâlnesc cu tine. Amin. Amin. Asta a fost credința lor. Cine ne va ridica nouă piatra de la mormânt? Dar apropiindu-se, au văzut că piatra a fost dată la o parte. Dumnezeu s-a îngrijit de toate lucrurile. Ascultam săptămâna asta mărturia, a făcut, nu am reținut numele, un prezentator de emisiune, care are și emisiuni pe internet, a făcut o emisiune cu un călugăr de la Muntele Altus. Și povestea călugărul ăla, zice, domnule reporter, când a venit aici, era o zonă atât de aridă, uite, s-o radă din cap, poate a auzit, era o zonă atât de neprielnică ridicărul unui locaj de cult, unei mănăstiri, și toți au zis, domnule, Matalea, ce vrei să faci mănăstire? Știți ce l-a răspuns? Se va îngriji Maica Domnului. Că ea e stăpână pe muntele ăsta. Era vorba de muntele Atos. Deci nu vă faceți probleme. Trimiteți înainte îngerii lui Dumnezeu. Trimiteți înainte pe Maica Sfântă. Trimiteți înainte pe Sfinții Apostoli, pe Sfinții Mărturisitori, pe Sfânta Irina, căruia catism l-am făcut săptămâna aceasta și m-am cutremurat.
soră, prin gura ei, prin mărturia ei, deși bătută, torturată și făcută în toate felurile, a întors mii de oameni la Hristos. Mii de oameni. Chiar și pe tatăl ei, împărat. De ce? Pentru că a avut o credință, a avut o nădejde și a avut un loc. Și acela este Iisus Hristos, Domnul. Ce învățăm de la ele, scumpii mei? Că trebuie să învățăm ceva de la femeile astea. În primul rând, a spus, femeile mironosițe, modele de curaj, de credință și de evlavie. Doi, femeile mironosițe au privit în Sfânta și Marea Vineri patimile Domnului, de aceea ele sunt primele care aduc vestea învierii. Vestitoare ale învierii. Ca să fii vestitorul unui Hristos înviat. Mai întâi și mai întâi, tu trebuie să fii viu. Să vadă oamenii că l-ai în tine pe Hristos. Să vorbești despre El cu pasiune. Doamne, dezleagă de gura odată și pune straje gurii, așa cum zice psalmistul, atunci când e vorba de prostii, atunci când e vorba să rostim ceea ce nu se cuvine. Dar deschide-ne odată gura ca să te mărturisim, Doamne. Să îndrăznim să spunem ceva de tine. Pentru că numai ni se pare că te avem dacă noi nu vorbim de tine. Că niciodată nu poți vorbi despre cineva pe care nu-l iubești, despre cineva care nu ți-i drag, despre cineva cu care nu ai o relație. Un Dumnezeu doar la nivelul intelectului nu ajunge, soră. Vom vedea imediat. Nu ajunge. Sunt mulți intelectuali care vorbesc mai bine decât Părintele Dani și decât dumneavoastră. Dar în momentul în care încep să vorbească, caști. Și îți dai seama că de fapt acolo nu-i Duhul lui Dumnezeu. Că e doar multă știință de carte. Și la Domnul nu merge cu știința de carte. La Domnul merge cu credința. La Domnul merge cu evlavia. La Domnul merge cu Duhul Sfânt. Uitați-vă niște apostoli neînsemnați și niște femei neînsemnate. Nu li se spune ce pregătire au avut. Ei au revoluționat lumea întreagă. Când Petru se ridică la Rusalii și vorbește de Domnul Iisus Hristos, cel înviat, înălțat și mai ales primind făgăduința lui Dumnezeu, pogorea Sfântului Duh, 3000 de suflete se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu. Printre care preoți. Spuneau și un am, a citit sora, și un mare număr de preoți veneau la credință. Păi ăștia ce au avut până atunci? Ce credință au avut? Trebuie să vină și preoții la credință? Da, ziceți amin. Amin. Ajută-ne, Doamne, să avem preoți credincioși. Amin. Că avem numai preoți cu teologie. Și nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Ajută-ne, Doamne, să avem preoți. Astăzi o citit. Au pus doi înaintea Domnului ca să înlocuiască pe cine? Pe Iuda, trădătorul, cel care s-a spânzurat. Și au chemat numele Domnului și au cerut de la Domnul călăuzire pe cine să aleagă. Și pe urmă, după ce s-au rugat și au pus mâinile peste el, au tras la sor și sorțul a căzut pe Matia, care s-a numărat împreună cu ceilalți 12. Știți cum ne alegem noi astăzi preoții? Comitetul Bisericii. După cumetrii, după diridarii și după ce vreți voi. Ieri am auzit o emisiune întreagă, aproape de o oră, vorbind despre problema asta. De asta lipsește Dumnezeu dintre noi. Pentru că am făcut instituții, am făcut biserici, le-am betonat și le-am numit, în loc de Betania, Betonia. Am sfințit preoți după placul nostru, am pus pe cine vrem noi și cum vrem noi, ăla-i bun, ăla nu-i bun, lasă că știu eu pe unul și așa mai departe. N-am mai chemat călăuzirea Duhului Sfânt, n-am mai lăsat pe Duhul Sfânt, cum scântăm încât a lăsat Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și de păcat, ci în felul acesta ne trezim că nu-i rod pe pământ. Și noi.
Ce învățăm de la el? Se închină lui și îi cuprind picioarele. Sunt închinătoare adevărată. Închinăciune până la pământ. Își dau obolul trupurilor, sufletelor lor înaintea lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, din alte evanghelie, îi spune Domnul Marie Magdalena, nu mă ține. O vedem pe Maria Magdalena vorbind, crezând că e grădinarul, zice, Doamne, zice, dacă l-ai luat, unde l-ai pus? Că mă voi duce să-l iau. Cum tu, femeie, ridici un bărbat? Ce credință! Și apoi Iisus i-a zis, Marie. Și ea l-a numit Rabuni, adică învățătorul. Și Domnul îi spune, nu mă ține. În momentul în care l-a văzut pe Iisus, l-a prins oră și nu l-a mai lăsat. Așa să faceți și dumneavoastră. Când îl prindeți pe Iisus, să nu-l mai lăsați. Exact cum dreptul Simeon l-a luat în brațe și nu l-a mai lăsat. Și apoi a rostit acel frumos, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvânt. Deci, nădejdea și credința lui a fost să-l întâlnească pe Iisus. Și când l-a văzut pe Iisus mic, de numai 8 zile, l-a luat în brațe și nu l-a mai lăsat. Și acolo era Maria, acolo era Iosif, acolo era prorocița Ana. Și erau toți, l-a luat pe Iisus în brațe. Aia a fost nădejdea lui. Când îl găsiți pe Hristos, nu-l mai lăsați. Dacă l-ați găsit într-o biserică, acolo să mergeți. Dacă nu l-ați găsit în biserica dumneavoastră, mă refer la ziduri, nu la altceva. Părăsiți locul ăla și mergeți acolo unde l-ați găsit. Și țineți-vă de El. Duhul lui Hristos se mișcă liber. Bine zicea un erarh al bisericii, Domnul să-l binecuvinteze acolo unde este astăzi. Am pus monopol și pe Duhul Sfânt. Și am zis că Duhul Sfânt e numai la noi și la aia nu. Că Duhul Sfânt suflă unde vrem noi și nu unde vor ei. Nu e adevărat. Duhul Sfânt suflă unde vrea El. Ați văzut ce se întâmplă când vine Sfânta Lumină? E adevărat, e patriarhul ortodox acolo în fața lespedei de piatră. Dar până nu vin armenii și nu fac gălăgie cu dobele, nu vine Sfânta Lumină. Până nu vin musulmanii și și ea strigă. Și până nu vin celelalte biserici, pentru ca să rămână de mărturie tuturor, că Hristos e al tuturor, ziceți amin. Nu e numai al nostru, al ortodoxilor. E al tuturor celor care cred. E al tuturor celor care zic Hristos a înviat și cred în învierea Domnului. De aceea să nu ne mai lăudăm noi că e al nostru. E al tuturor. Noi suntem ai Lui. Noi care am venit cu viața noastră la picioarele Lui, noi care ne-am adus obolul recunoștinței noastre. El este al tuturor. Cum spunea cineva, Hristos este pentru toți și este îndeajuns. Noi nu prea venim să ne bucurăm de darurile Lui. Un alt lucru. S-au mai alăturat două persoane, a spus Iosif din Arimatea, al neam nobil, care era ucenic al lui Iisus, și Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus și a fost în celebra întrebare. Doamne, cum să moștenesc viața de veci? Ce trebuie să fac? Să te naști din nou. Chiar dacă nu te vei naște din nou, cu niciun chip nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ei, împreună cu femeile, au pregătit un de lemn aloi, amestecul de smirnă și au cumpărat giulgiuri și s-au ocupat de înmormântarea Domnului nostru Iisus Hristos. Înmormântarea scumpii mei s-a făcut în grabă, de frica iudeilor și a paștilor iudeilor care urmau în zilele următoare. Dar în ziua întâi a săptămânii, hai să desfințăm o dată pentru totdeauna regulile astea care le-au făcut nu știu cine și după ureche. Ziua cea din tâia săptămânii este ziua duminicii. Este ziua învierii. De aceea duminica, dacă vă uitați în calendar, toate sunt ale învierii. Iar ecfonisul pe care îl rostește preotul la finalul slujbei zice, cel ce a înviat din morți. Peste săptămână zice doar Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, iar duminica zice, cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru. Duminica, dacă veniți mai repede la biserică, observați că este o evanghelie a învierii pe care preotul o citește de multe ori din altar. Toate sunt ale învierii.
toate sunt luminate. Nu o să vedeți niciodată un preot îmbrăcat în veșminte negre sau cernite duminica. Pentru că duminica sunt toate ale luminii, toate ale învierii. Deci în ziua întâi femeile s-au dus după ritualul evresc să ungă trupul Domnului, însoțit de Iosif din Arimatea și de Nicodim, martori care au fost la îngroparea Domnului și femeile mironosițe, martore ale învierii Domnului. Dar s-a mai întâmplat ceva. Ele, recunoscând glasul lui, s-au închinat și au cuprins picioarele lui. Ce înseamnă să cunoști glasul Domnului? Să ai relație cu Dumnezeu. Maria Magdalena l-a cunoscut doar printr-un sunet. Marie, a fost suficient. Vom auzi glasul Domnului, de multe ori sau poate l-auzim zilnic. Dar pentru că nu avem o relație personală cu El, nu-L băgăm în seamă. Și atunci ne lăsăm impresionați de glasul lumii, sau glasul televizorului, sau glasul știrilor. Mă, ce s-a mai întâmplat la frații noștri? Cu asta începe orice știre, nu vedeți? Dar haideți să închidem o dată urechile pentru lume și să le deschidem pentru Dumnezeu, făcând liniște. M-au întrebat frații, părinte, ce faci pe dialuri? De ce citești Evanghelia? Nu poți citi acasă. Nu. Pentru că mă duc să aud păsările, l-am luat pe fratele cu mine. Mă duc să aud foșnetul frunzilor, mă duc să aud vântul, să vă uitați astăzi la Evanghelia care am pus-o, capitolul 2 din Marcu, să vedeți cum bate vântul. Dar până și vântul laudă pe Dumnezeu acolo. Dacă ești atent, auzi vocea lui Dumnezeu în vânt. Dacă ești atent, auzi vocea lui Dumnezeu în păsări. Toate dau slavă lui Dumnezeu pe pământul ăsta care, culmea, sorei blestemat. Și toate îl proslăvesc pe Dumnezeu, numai omul nu. Numai omul. Corolarul creației lui Dumnezeu, el este ultimul. Care își aduce aminte de Dumnezeu, așa, într-un târziu. Mă, hai să mai zic și o rugăciune, hai să mai plec și eu în genunchi. Hai să mai zic și eu ceva. Și venim la Dumnezeu numai când avem nevoie. Ca la un chelner. Știți, când vă duceți la un restaurant, la masă, ce doriți? Și vine chelnerul. Poftiți. Atât avem să vă oferim. Și stăm cu mâna întinsă. Dăm, Doamne, că acum întrebă și apoi uităm. Chelner, știți cine e? Diavolul. Întotdeauna tot ce vrei tu, la el e deschis 24 din 48, scrie open. Tot ce vrei îi spune înainte, dar la urmă își cere una și aceeași plată. Sufletul. Sufletul. Au recunoscut glasul lui, s-au închinat lui și au cuprins picioarele. Tot ele, îndemnate de Domnul, duc vestea primită de înger, unde? Fraților, a înviat Domnul. Vă aduceți aminte și ați văzut și în film. Au crezut ucenicii că a înviat? Nu. De ce n-au crezut? Vedeți cum astăzi ne-am răspuns singur. Știți de ce? Pentru că n-au fost la cruce. Pe Ioan oricum nu-l credeau, că era printre ei, era cel mai mic. Tași, bă, tu ne înveți pe noi. Parcă și bă, pe Petru, că i-a dat una peste cap. Mă, înviat, l-am văzut la cruce. Am alergat, am văzut giurgile. Erau nu dezordonate, pentru că avem un Dumnezeu al ordinii. Erau făcute sul, împăturate și puse acolo într-o parte. Toți s-au făcut idei și toți s-au născut, mă, l-au furat din mormânt. L-au dus, l-au îngropat. Nu vedeți că tot descoperă ăștia pe la Discovery. În fiecare an mai găsesc câte un os de al lui Iisus. I-au găsit nevasta, Maria Magdalena. I-au găsit potirul, i-au găsit Sfântul Graal și așa mai departe. O bine. Aveți grijă ce vă puneți înaintea ochilor. Că atât e de mișel satana, nu spune Domnul. Curajul, credința și evlavia au fost răsplătite prin arătarea Domnului. Domnul s-a arătat personal acestor femei. Totuși peste ele s-au răscumpat, a domnit o teamă. Pentru că zice, sete mi-au și de teamă n-au spus nimănui nimic.
Ce este această teamă de care de multe ori stăm sau în spatele căreia de multe ori stăm și nu ne arătăm credința? Sunt îngrijorările astea care vin peste noi și teama de ridicol de multe ori. Bă, dar ce vor zice oamenii? Vă spune ce vor zice. 3 zile vorbesc de tine și după aia nu mai ești așa important. De aia să ține și mortul 3 zile și după aia îl bagă și îi mâncăm colacul, îi aprinde lumânarea și pomana și ne duce și nu ne mai aducem aminte cu el. Așa e și cu Domnul. Bă, dar ce vor zice oamenii că eu m-am întors, că m-am pocăit, că am făcut legământ cu Domnul, că sunt ucenic a Domnului? Să nu vă fie rușine că sunteți creștini. Am mai spus-o aici în biserică. Să nu vă fie rușine. Că așa se va rușina și Domnul de noi, când va veni pe noi în cerului. De oricine, spune Domnul, se va rușina, mă voi rușina și eu. Și de oricine mă va mărturisi, îl voi mărturisi și eu. Doamne, dă-ne putere, dă-ne curaj, credință și evlavie. Femeile au devenit dascăle ale evlaviei și ale credinței. Femeile vin la casa Domnului și se roagă când? Dis de dimineață, spune, în prima zi a săptămânii, dis de dimineață. Le vedem și prin casele noastre. Unde e mama? Unde e buna? Unde să fie? Pe genunchi. Se roagă pentru tine că tu n-ai timp. Că primul lucru când te trezești, îți consulți Facebook. Uite așa dai cu degetul. Să vezi ce-o mai scris. Eu am scris te iubesc, chiar nu mi-a scris te iubesc. Ce-o fi cu ea? N-o fi dormit bine azi noapte? Se roagă bună. Postește de multe ori. Îți spune, măi, azi e vineri. Te duci la frigider, primul lucru te uiți după ceva de băgat la tune. Băi, vineri, mai închide și tu, mai miluiești o zamă de aia făcută de post. Binecuvântați sunt copiii care mai au o bunică. Dar o mamă care se roagă și îndeamnă să-și împreuneze mânuțele. Și zice așa, zi după mine, mamă. Cu asta rămân, vă spun eu. Cu rugăciunea mamei din casă. Toată viața. Cu rugăciunea mamei. Cu ce am primit de la mama și de la tata. Toți ne aducem aminte de lucrul ăsta. Astea nu le uităm. Sunt cimentate, sunt bătute acolo în mintea noastră. Binecuvântate sunt femeile care dis de dimineață la revărsatul zorilor aleargă spre Hristos, aducând mirul rugăciunilor și smirna recunoștinței. Mi-aduc aminte aici de Iov, că l-am observat și pe el săptămâna asta, în dreptul Iov. Soră, în fiecare seară aducea o jertfă înaintea lui Dumnezeu dacă copilul meu o gândi ceva rău. Jertfă pentru gânduri? Extraordinar. Ce tată a putut să fie eu? Ce exemplu a putut să fie eu? Dacă copilul meu s-o gândi la ceva, Doamne iartă, Doamne, să ruga pentru gândurile copiilor rele. Unde sunt oamenii ăștia? V-am spus, rugăciunea e cenușăreașa în biserici, dacă nu avem, avem mari probleme. Nu lăsați pe duminică, pe slujba asta de 2 ore jumate sau 3 ore, să suplinească lipsa dumneavoastră de rugăciune de o săptămână. N-aveți cum să le adunați pe toate în 2-3 ore înaintea lui Dumnezeu. Disciplinați-vă viața, începeți cu Iisus ziua, începeți cu Biblia ziua. Și v-am învățat, înainte ca să-i spui tu 2 vorbe, Domnul, ce nu știe că te doare într-o parte, nu știe că ai reumatism, nu știu că te dor genunchii, nu știe ce probleme ai în casă, nu știe Domnul ăsta care știe că orice fier din păr, zice, nu cade fără ca eu să știu. Lăsați-l pe el primul să vă vorbească. Și deschideți Biblia și zice, Doamne, vorbește că robul tău ascultă. Lăsați-l pe el să vă zică primul cuvânt. Mai lăsați blestematul ăla de televizor. Mai închideți-l. Sau puneți-l pe Alfa, Omega, Speranța, Credo, Trinitas. Ziceți amin. Amin.
După ăsta să ne regrămim viața. Mă îmbolnăvesc de nervi. Dimineața pornesc. Primul lucru, horoscop. Măi, într-o țară creștină, cu asta începe ziua horoscop. Nu-i post de radio, nu-i televizor, nu vezi pe una cum arată ce-o făcut berbecul. Bă, de eu-s berbec, mă? Tu ești taur? Tu ești capricorn? Mă, noi suntem copiii lui Dumnezeu, mă, pentru care a murit Hristos. Nu mai lăsați pe diavolul să-și bată joc de voi. Doamne, scoate orice horoscop din țara asta. Doamne, dă-ne minte, Doamne. Ele au rămas dascăle în biserică. Mai întâi, ce facem la biserică? Ascultăm Evanghelia și apoi vorbim despre Dumnezeu. El ascultă vocea Îngerului. De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Mergeți și spuneți tuturor că Domnul a înviat și s-a dus. Apoi mărturisim adevărul învierii unde crezi și ne împărtășim cu Iisus. Deci vedeți, totul are o logică, totul are o rânduială. Femeile acestea învață pe corifei apostolilor, pe următorii apostolilor, cum să-și facă slujbele în biserică. Mai întâi bine ascultare. Ascultăm de Domnul. Ce zice Domnul? Ce vorbește Domnul azi? Și apoi vorbim noi despre el. Femeile se roagă dis de dimineață pentru ca să treacă peste pietrele suferințelor. Vă spun eu că au plecat cu rugăciune de acasă, deși obstacolul era mare. Doamne, rânduiește Tu, Doamne, noi vrem să ajungem la Tine. Că ești mor, că ești viu, noi vrem să ajungem la Tine, noi vrem să ne întâlnim cu Tine. Rânduiește Tu, Doamne, și piatra la o parte. Totul a fost deschis. Pentru că atunci când vrei să faci ceva pentru Domnul, totul s-a deschis, totul s-a deschis. Orice barieră se dă la o parte. Îți spunea sora Domnului să binecuvânteze, părinte, plec de la Cluj. Dar nu cred că, nu știe, știe Domnul cum ajung cu mașina, că îmi face figură. Ce am zis la sora? Domnule, soră, vină cu Iisus. Și uite-o ce. În 3 bujii, în 4 pistoane, în 2, nu știu, dar a ajuns. Și aici. Amin. Pentru că dacă ți-ai propus să te duci la Iisus, totul e deoparte. Și eu ajung la biserică, cu cât o aripă ruptă, cu cât un câine care measă și îmi sparge spoilerul, înainte cu 5 minute de începe liturghia mă mușcă o albină, asta este, la biserică e Domnul. Dar nu s-o înflamă, n-a uitat, nu se mai vede nimic. Asta este. Nu mai ispite. Numai frații care sunt cu mine știu. Mai pică câte unul, să mai rupe câte o lumânare, mai... Și asta este, tot timpul se dispite. Dar ne-am propus să venim, să ne întâlnim cu Domnul, să slujim pe Domnul, să predicăm Evanghelia. Și Domnul dă la o parte orice... Când ieșim o țână mai șifonați, mai îndoriți, mai... Asta este. Scumpii mei, s-a pus o întrebare de către îngeri în fața femeilor. Și este partea a doua a predicii. Permiteți-mi în câteva minute să lămurim această întrebare. Pentru că intrăm, de fapt, în substanța predicii. Căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? Ce întrebare! Chiar așa îl căutăm pe Domnul. Sau de ce am venit aici? Să-l vedem pe părintele și-o luat ornatele albe. Vă spun eu, de pe acum, să nu vă faceți probleme, de Ierusalim voi fi îmbrăcat în verde. De să nu veniți pentru mine la biserică și pentru mă drag. Bun. Să veniți pentru El. Să vă întâlniți cu El. Căutați pe Iisus cel răstignit și normal că se naște întrebarea firească. Cum să-L căutăm pe Domnul sau unde să-L căutăm pe Domnul? Și dacă deschidem Sfânta și Dumnezeiască Scriptură, măriți să fie numele Domnului pentru că ne-a lăsat cel mai mare dar de sub soare, Biblia. Mai arată o dată, mai două aici să mai le la frate. Că poate să leagă ceva. Cartea asta, scumpii mei, asta este Constituția creștinului. Cartea asta, înaintea căreia toate cărțile de pe lume pălesc. Citiți-o. Că e cu cruce cu ea, pe ea, iertați. Sau că e fără cruce.
că e cu binecuvântare, că nu e cu binecuvântare, că ați primit-o la poartă, că v-a dat-o pe stradă, citiți-o și împliniți-o. În toate Bibliile scrie. Și dacă nu e așa, vă rog frumos să contraziți, să scrieți acolo, Părinte, n-ai dreptate. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, 16. Versetul de aur. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! În toate Bibliile veți găsi, dacă ăsta ar fi fost singur lucru scris în Biblie, ar fi fost de ajuns oră. Să înțelege ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dar Dumnezeu ne-a lăsat mai mult, pentru că noi suntem o țină mai deștept și noi suntem aia care căutăm și cerem tot felul de lămuriri și vrem lămuriri suplimentare, știți? Ca și ăștia la mâncare, bă, mie să-mi dai porție suplimentară. Uitând că după aia te duci la diabet și la colesterol și la pancreatită. Bun, căutați pe Iisus Hristos cel răstignit. Cum să-L căutăm pe Domnul sau unde să-L căutăm pe Domnul? Știți ce am făcut, soră? Am deschis Biblia asta. Și am zis așa. Deuteronom 12 cu 15. Și să-L căutați la locașul Lui. Și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințile voastre ca să-și asceze acolo numele Lui. Când am deschis ușa bisericii acestea, sora Ramona, n-ai fost aici, sora Maria a fost. Aici pe masă am iubit locul ăsta. Știți ce am văzut, sora? O Biblie și o cruce. Biblia e acolo. Este în partea aceea. Am pus-o un pic mai sus. O vedeți, dincolo de icoana Domnului Iisus Hristos. O Biblie și o cruce. Asta a fost semnul că Domnul e prezent în locul acesta. Și am zis, Doamne, cât mă va ține pe mine Tata și în locul ăsta, eu voi predica Biblia. Și voi vorbi despre cruce. Voi lua crucea în spate și de asta facem calea crucii. Că nu se prea face pe la frații noștri ortodoxi, numai pe la mănăstiri. Ca și spălarea picioarelor. De ce să ne smerim, să ne aplecăm la picioarele fraților și a surorilor? N-are rost. Luăm din Biblie numai ce vrem sau numai ce ne place. Și am zis, cât timp voi fi aici, două lucruri voi spune. Mergeți la cruce și citiți Biblia. Să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul. Care e locul pe care l-a ales Domnul din veșnicie? Uitați-vă. Am învățat în săptămâna mare, este locul de la picioarele crucii Domnului. Maria, dacă te va întreba cineva vreodată, unde se manifestă Dumnezeu cel mai plenar, cel mai puternic? Există un loc pe Pământ. Locul de la picioarele crucii, așa se spune. Acolo s-a plinit iertarea tuturor. Acolo s-a făurit omul cel nou, omul renăscut din nou. În Luca 2:49 zice așa, el a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Sora Mărioara, îi șterg nu numai din lista telefonului, îi șterg din lista de prieteni, pe aia care mă sună pe mine la 11:30, nu știu cât e ceasul acum, că eu n-am ceas. Știu că e aproape de 12. Păi cum să mă sun la 12? Nu știi că la 12 sunt în casa Domnului? Nici salvarea, nici pompierii n-au voie să sune la ora aia. Indiferent că ați rămas sau nu fără casă. Sau fără cineva drag. Unde-i creștinul? Unde-i Dani? Unde-i Nicu? Unde-i Maria? Unde-i Maria? Unde-i Pătru? Unde-i Emil? Acasă Domnului. Bă, dar n-am voie să-l deranjez, că ăsta e în discuție cu tata acum. Stă roagă, stă cu tata de vorbă. De ce m-ați căutat, întreabă Iisus? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Unde să-l căutăm pe Dumnezeu? La biserică, la casa tatălui. Aici nu te învață nimeni să furi. Aici nu te învață nimeni să bârfești. Aici nu te învață nimeni de rău. Aici te învață numai de bine. Căutați acele locuri unde sunteți învățați ale Domnului. 2.
Domnul este cu voi când sunteți și voi cu El. Ce îmi place versetul 2 Cronici 15 cu 2. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Căutați-mă și mă veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Cereți și vi se va da. Sunt cuvintele Lui, nu ale mele. Bun, încă o dată. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Bun, întrebare. După ce am închis ușa bisericii, s-o terminat Sfânta Liturghie și ne-am dat sărutul păcii și mergeți cu pacea Domnului, mai e Domnul cu noi. Amin, aleluia. Să nu lăsați niciodată. Că dacă l-ați lăsat, e gata. L-ați pierdut. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Nu-l părăsiți printr-o mârfă. Nu-l părăsiți printr-o jurătură, printr-o culă, printr-o arătare cu degetul. Nu-l părăsiți prin nimicuri. Dezlegați-vă de cine vreți, dar nu vă dezlegați de Domnul. Dați la o parte orice din care a întâlnirii dumneavoastră cu Domnul și mergeți așa cum au plecat ele. Vom merge să ungem trupul Domnului. Și Domnul a dat la o parte tot. Bun! Unde să-L căutăm pe Domnul? Isaia 34:16. Căutați în cartea Domnului și citiți. Citiți, măi, frații mei. Citiți. V-am învățat, bunicile, mamele, învățați copiii să citească pe Biblie. Nu pe ABC, dar Ana are mere. Învățați-i să citească pe Biblie și veți avea copii binecuvântați. Căutați în cartea Domnului și citiți. Ce să citim? Despre Dumnezeu. Îl veți găsi în cartea numită Biblia. Unde să-L căutăm pe Domnul? Repetăm. La casa Lui, ori de câte ori îl căutăm, Domnul ne promite că îl găsim. 3. Căutați și citiți. Isaia 55:6. Căutați pe Domnul, fiți foarte atenți, câtă vreme se poate găsi. Fiți atenți, chemați-L câtă vreme este aproape. Cum adică s-ar putea să fie o vreme când nu-L mai putem găsi pe Domnul? O, da. Și vremea aceea o vedeți și dumneavoastră. Numai mila Domnului, cum zice sora Maria de la Cluj, Domnul să o binecuvinteze. Îi mai poate întoarce pe unii. Că atât ați de căzut și atât ați de porniți pe panta iadului, degeaba tragem de ei, degeaba îi tot legăm, degeaba îi tot strunim și strujim și încercăm să-i aducem la casa lui Dumnezeu. Nu vor. Frate, mi l-a spus aici noaptea de înviere. Ce am spus eu noaptea de înviere? Uitați-vă cât suntem. Vreau să văd mâine cât suntem. Și a fost biserica jumătate. Și azi creștinii sunt ora de Paști și de Crăciun, dar nu-s creștini. Deci ce vreți dumneavoastră? Știți ce să vă spun eu ce? Sunt ortodoxi, sunt catolici, sunt penticostali, sunt baptiști, sunt martori, sunt adventiști, ce mai vreți voi? Dar nu-s creștini. Cum adică? Deci vii să te bucuri de învierea Domnului și a doua zi faci nami? Mă, dovia Hristos! Ce-o zis? Eu am gură de aur. Slăvit să fie numele pentru cuvântul ăsta. Nimeni să nu se plângă că n-are vițel pe masă. Nimeni să nu se plângă de foame, de sete. Că a înviat Hristos și El ne satură și ce vițelul este din destul pentru toți. E bucurie, e nuntă. E mirele la masă. Și noi, nanii, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Unde să-L caut? Chiar așa. Acolo unde se dă Domnul, din belșug este pentru toți. Se dă prin predicare, se dă prin împărtășanie, se dă prin frați și surori, peste care mă întorc și spun, se oglindește chipul lui Hristos. M-am săturat, nu-i vorba de... Mă duc și eu prin biserică. Vă niște priviri din aia, parcă toți au fost botezați în oțel. Nu n-am. Niciunde, soră, n-am văzut
fețe de mormântare din alea parcă le-au murit și găinile și viței și toate, numai în casa Domnului. Măi, de acolo trebuie să fim cei mai semini și cei mai bucuroși, că e Domnul prezent în mijlocul nostru, măi. Uitați-vă, suntem îmbrăcați frumos, am venit, suntem în haine de sărbătoare. Măi, și pe dinți te speli altfel, mă, când vii la casa Domnului, mă. Că știi că urmează să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Și priviri de alea, parcă cine știe ce le-au furat, ce le-au luat, ce... Scumpii mei, ridicați-i pe oamenii ăștia și le spuneți așa, măi, tu nu te bucuri de Domnul. Tu nu te bucuri că e Domnul aici, că e prezența Lui, tu nu-L simți pe Domnul între noi. L-am auzit pe fratele de atâta ori mulțumit la Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim că și astăzi, spune el, slăvit să fie numele Domnului și Domnul să-i țină ungerea pentru rugăciune. Amin. Și astăzi te-ai coborât în mijlocul nostru. Amin. Păi nu poți să spui chestia asta dacă nu simți asta. Sau ce, vii aici să te dai rotul că e Domnul de față și de fapt nu-i? Ce avem noi și alții n-au? Sau ce au alții și n-avem noi? Pe Domnul prezent în mijlocul lor. Că soră, liturghia fără Hristos e zero. Împărtășania fără Hristos e zero. Predica fără Hristos e zero. Nimica nu-i fără Hristos. Hristos este totul în toți. Amin. Dacă nu-i Hristos, nu-i nimic. Unde să-L căutăm pe Domnul? Acolo unde El se manifestă. Acolo unde îl chemăm, câtă vreme este prezent în mijloc. Păi dacă e Sfânta Euharistie pe masă, dacă eu mă întorc, peste câteva minute o să fie lucrul ăsta. Și zic cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Și tu rămâi acolo în bancă. Păi mai bine nu te-ai fi născut, de voie să spun, nu că n-ai fi fost aici. Îndrăznesc să spun, mai bine nu te-ai fi născut, măi. Să te cheme Domnul să te apropie. Nu că nu ai o pastilă azi dimineață. Nu că băgai nu știu ce. Măi, oameni, măi, faceți diferență între trupul și sângele Domnului și pita și salamă. Știi la ce m-am gândit azi dimineață? Când am văzut prescurile. Am zis, bă, oamenii ăștia ori fost, dacă vreți, infectați. Dar în sensul adevărat al cuvântului, de mireasma Domnului, din prescură. Și de aia vin la Domnul, să se împărtășească, să primească Domnul și sângele Domnului. Nu pot trăi fără El, soră. Nu pot să fie duminică și să nu slujesc, indiferent unde sunt. Nu pot să nu fac liturghia, frate. Știți ce e astăzi? Nu m-am spus. Astăzi este ziua care a fost hirotonit. Acum, mulți ani, nu mai contează când, 8 mai, am primit și urări de la mulți ani la dimineață pentru treaba asta. Nu mă lau cu treaba asta, dar sunt fericit. O mai albit o țără barba, nu contează. Poate mi-a apărut o cută în obraz, nu contează. Dar știu că sunt aici și îl predic. Și vorbesc despre El. Și îl iubesc de nu-i adevărat. Nu pot trăi fără El. Nu pot. Am luat din fagurile ăla, știți? Și m-au infectat în adevăratul sens al cuvântului. Am fost infectat. Hristos trebuie să, prin noi, trebuie să devină contagios înspre ceilalți. Păi trebuie să vă infectați de Hristos. Nu-mi place cuvântul, dar uite, îl folosesc a trei ori. Și în felul acesta, oamenii care sunt din lume, văzându-vă, se vor infecta și ei. De ce virusul ăsta, blestematul ăsta de virus, s-a propagat așa de repede? Vă spune de ce. Pentru că ne-a lăsat infectați de el. Și am crezut în el. Eu n-am crezut. Și te-ai infectat? Nu. Nici eu. Nici eu. Vedeți? Asta e diferența. În ce crezi?
în aiești. Câți am fost aici în biserică, cu măs sau fără? Iată că suntem sănătos, slăviți să fie Domnul. Nu a murit niciunul din casa Domnului. Ne-am luat măsurile de precauție. Parcă acum îl văd pe Andrei. Cu banderolă, trei măști am pus la copil. Du-te și tu le paștile. Și l-au dus. Și ziua de înviere, sora Mărioana, eu singur și cu sfinții. Să nu ne mai dea Dumnezeu o înviere cum am văzut acum 2 ani. Și cu frații ăștia speriați. Că nu știu cine oprește aceea pe poștă și le cere declarația. Măi, copii, Domnule, unde au fost mironosițele mele atunci? Și mironosiții. Trebuia să venim la biserică, toți. Să ne fi scos, știți cum? Cum i-a scos acum Putin din Ucraina, cu tunurile, nu contează. Noi trebuia să venim la casa Domnului și să-L onorăm pe Domnul pentru înviere. L-au băgulit pe părintele Teodosie că a făcut a doua înviere. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Bine au făcut. Trebuia să facă și a treia. Pentru că au făcut-o pentru oameni. Ca oamenii să-L preamărească pe Dumnezeu. Amin. Nu s-o simți bine. Când s-o întorc și o zic, veniți de luați mine și nu a fost nimeni. Cum e aia? Da, nu? Veniți de la... În schimb, am primit indicații să ieșiți la balcoane cu lumânarea. Că vă dau lumânarea. Da. Să veniți la balcoane cu lumânarea. Mă, ăștia sunt creștini din balcoane, măi. Trebuia să fim în biserici. Singur ne-am blestemat. Vrem spitale, nu catedrale. Le-a umplut Domnul. Cum am zis? Așa am făcut. Am eu ce am cu cârcotașii ăștia, știți? Ăștia care tot au treabă cu preoții, cu pastorii și cu oamenii care provăresc cuvântul lui Dumnezeu. Ăștia care nu fac nimica. Și care zic că preoții se dau jos din Mercedes-uri scumpe. Foarte bine. Pentru că au un Dumnezeu mare. Și Dumnezeu mare le dă lucruri mari. Scurt. Foarte bine. Dumnezeu nostru e mare. N-am văzut pe unul cercindu-și pâinea. Dumnezeu nostru are grijă de fiecare. Zice, n-am văzut pe cel ce slujește cerșindu-și pâine. Sau ce ați vrea să fie cerșători? Nici cum nu-i bine. Nici bogați, nici săraci. Mai bine tineri și neliniștiți. Veste novela. Bun. Este vremea să cotăm pe Domnul ca să vină și să ploaie mântuire. Osea 10:12. Căci așa vorbește Domnul care a zis lui Israel, căutați-mă și veți trăi, Amos 5:4. Cum adică să-L căutăm pe Dumnezeu și vom trăi? Da, că cei care nu caută, soră, pe Domnul, îți mor. Și pentru lumea asta, și pentru lumea de dincolo. Adevărații oameni care se învii, sunt cei care îl caută pe Domnul. Care vin la casa Domnului, care citesc Biblia. Ăștia sunt oameni vii. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Psalm 34, în alte versete 34, 35, cu 4. Când îl cauți pe Domnul dintr-o inimă curată, Domnul îți răspunde. Bun. 4 întrebări. 4 răspunsuri scurte. De ce să-L căutăm pe Dumnezeu? Chiar așa, cu ce ieșim la afacere, cum ar zice un om de afacere? Și mie ce mi-asă, Doamne, la afacere că te caut pe Tine? Trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu pentru că El ne duce în cer, unde este casa noastră, unde e locul nostru de destinație. Apropo, sora și-a pus GPS-ul pe Biserica Sfânta Treime, dar toți trebuie să ne-L punem pe cer, să nu vă opriți până când nu ajungeți acolo și să luați pe cât mai mulți cu voi. 2. Cine să-L caute pe Dumnezeu? Chiar așa cine? Pe popii, că ăștia au făcut teologie. Crâznicii și cantorii. N-ați auzit că numai unii se mântuiesc? N-ați auzit? Că Dumnezeu a făcut contract numai cu o anumită biserică. Sigur. Toți oamenii, așa să le spuneți. Toți oamenii
Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine, slăvit să fie Domnul pentru acest, oricine, auzi. Să nu mai arătați niciodată spre biserica, spre cultul vostru. Mă refer ca instituție. Că biserica e una, așa lui Hristos. Oricine este binevenit la casa Domnului, la masa Domnului și în împărăția Domnului. De aceea ce trebuie să facem cu frații și cu surorile, indiferent de ce confesiune ar fi sau cum ar fi, să iubim. Pentru că atât de mult ne-a iubit și noi prin El trebuie să iubim. Scurt. Deci, de ce să-L căutăm pe Dumnezeu? Pentru că El ne duce în cer. Doi. Cine să-L caute? Toți! Dacă tu L-ai căutat și L-ai găsit, prezintă-L și altora. Spune-le, măi, cel ce a început în mine lucrarea, cel ce mi-a schimbat mie viața, ți-o va schimba și ție. Cel ce s-a oprit în dreptul meu, a gunoiului, a păcătosului, se poate opri și în dreptul meu. Trei. Cum să-L căutăm pe Dumnezeu? Hai că vă spun eu, prin ritualuri. Cu cădelniță sau fără, cu lumânare sau fără, cu tămâie sau fără. Nu! Prin anumiți oameni care plinesc slujbe în casa Domnului. Nu! Prin credință! Pentru că cine dorește să se apropie de Dumnezeu, ce spune Biblia? Trebuie să? Că El este. Cum trebuie să-L căutăm? Soare, nu-L văd. Dar știu că e aici. Îl simt. Îl simțiți? Da. Ne-au vorbit astăzi. Mie prima dată. E aici cu noi. Da. El nu ne minte, soare, că sunt unde s-a adunat doi sau trei în numele meu, sunt și eu. Înseamnă că am venit cu intenții bune la casa lui Dumnezeu. Adunați în numele lui Dumnezeu. Și îmi place când predică să le scoate pe mine. Înseamnă că am predicat. N-ați văzut că sunt predicator de nici cravata nu mi se deranjează. La mine uita și toate soră toți pe aici. Lăbi să fie Domnul. Bun. Dar câte feluri de credință sunt? Știți că v-am spus la început? Trei feluri. Ferească Dumnezeu să faceți parte din primele două. Prima. Credința naturală, omenească. Noi credem în lucruri pe care le-am văzut. Mă, dacă nu văd, cum a zis Toma, nu cred. Dacă nu pun de știu, nu e acolo, nu sunt. Zice frate, foarte bine. Nu! Nu! Doi. Credința intelectuală. Am auzit, am învățat la teologie, ori zis Sfinții Părinți, mă, așa e. Bă, dar tu ai simțit ceva. Ai prins pe Domnul, cum zice Arghezii, și l-ai pipăit și ai zis ce este. Ai avut vreo experiență cu Domnul de când ești pe calea lui Dumnezeu. Ai experimentat o vindecare cu El. Ai experimentat o trezire cu El. Ai scris o poezie pentru El. Uite-i sora aici, veți auzi astăzi și-o pus Duhul Sfânt de gura ei. Nu ne-am înțeles. Nimic. Dar veți auzi. O voi chema aici. Și va vorbi și știu că va da mărturie pentru Domnul. Pentru că nu ea va vorbi, ci Duhul Sfânt prin ea. Așa ne spune. Voi numai să deschideți gura, că nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui meu va vorbi prin voi. De când ești pe calea Domnului, s-a întâmplat ceva? S-a trezit cineva? Nu s-a trezit, tăi dormi. Atunci, Doamne, ai milă de calea ta. Și de religia ta, și de biserica ta, și de cultul tău. Și de pochii tăi. Pochii. Nu? Păi hai să experimentăm ceva cu Domnul, nu numai să ne băgăm la cap. Că nu te va întreba Dumnezeu câte versete din Biblie știi, ci câte ai împlinit. Nu? Nu ne va judeca Dumnezeu după tratatele lui Hegel. Și după cartea aia. Cinci cărți se va deschide. Am predicat aici în biserică, dar ultima, cea mai importantă, va fi cartea vieții. Va zice către îngerul secretar, vezi, scrisă Maria acolo. Nu. Dar nici nu va mai zice îngerul secretar că vei spune tu, nu scris acolo, Doamne. Știi de ce nu scris? Că n-am vorbit despre tine niciodată. M-am bucurat de învierea ta, m-am bucurat de împărtășania ta, m-am bucurat de darurile tale. Toate le-am făcut, Doamne, după rânduielile și canonele și după tradițiile.
Doamne, îți mulțumesc că n-ați zis mai departe ce vreau să zic. Dar de tine nu m-am bucurat, Doamne. Nu te-am simțit. Tu n-ai fost. Tu nu ești. Și atunci, nu mai căuta angele secretate, nu-s acolo. Știu eu că nu-s. Așa mi-ai spune la judecată. Și a treia credință, scumpii mei, este credința spirituală, credința mântuitoare. Prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Din verset din Biblie, nu l-a spus Părintele Dan. Cred din toată inima și mărturisesc. Nu? Măi, o credință, chiar și dragostea, trebuie declarată. Te întreabă ăla, o iei? Da. Spui tu. Vezi botezul pruncilor. Măi, auzi, dar de ce noi cununeam la 6 săptămâni? Dacă tot îi botezăm. Că doar tot ne alegem noi pe cumetrii și spunea cineva, nu mai zic. Ascultați dumneavoastră acasă. Așteptau să se nască ficiorul, că vecinii care erau bogați și aveau fetele cu zestre, n-aveau cu cine măretea fata. Și dacă ajungea de la doctor vestea că-i fată, se uitau ăștia după alte leamuri. Ei erau deja înscriți. Copiii nu erau născuți, dar ei își făceau, domneau și muzica, știți? La nuntă. Bun. Cum sunt oamenii ăștia care cred în Dumnezeu? Cum sunt oamenii care îl caută pe Dumnezeu și au nevoie de Dumnezeu? Prima reacție a lui Dumnezeu la căutarea omului. Știți care este? Atunci când îl caut un om sincer pe Dumnezeu, tăcere. Nu zice Domnul nimic, ca să bate că îl mai caut și mâine. Te mai rog și mâine. Mai zici ceva și mâine. Uitați-vă la superficialii ăștia care vin și la mine cu pomelnice. Părinte, am un caz, am un șer. Zic, hai să ne rugăm. Când postim? Vineri, perfect. Vă spun eu că numai o zi de vineri postește. Dacă nu-i rezolvă Domnul problema sâmbătă, e gata. Ori pupa n-are har, așa zice. Bă, mă duc la altul că ăsta n-are har. Niciodată nu-și pune problema, mă, la mine e necazul. E preotul fără har. Nu mi-o vorbi cum o trebuie, nu mi-o da soluția care o trebuie. Măi omului Dumnezeu. Măi omului Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Ai citit odată Matei 15:22-28, chiar dacă vă mai țin 5 minute, dă un pic de aici. Hai să vedem cum lucrează Dumnezeu și să ne mărim odată credința. Deschideți toți Biblia, că știu că le aveți. Matei 15:22-28. Eu citesc din traducerea Bor. Slăviți să fie Domnul. Făceam concurs la facultate care deschide Biblia din 3 mișcări. De data asta am deschis-o din 4. Ați auzit Evanghelia asta când a fost la Maslu. Și iată o femeie cananiancă din acele ținuturi ieșind, striga soră, zicând, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un demon. Însă el nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiind, deci prima dată, o ziceva Domnul, nimic, și era Iisus acolo. Și apropiindu-se ucenicii lui, rugau zică, slobozește-o că strică în urma noastră, nu trebuie și ucenici. Iar el răspunzând a zis, ucenicilor, nu femeii, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute la casa lui Israel. Ea a venit să închină înaintea lui și a zis, Doamne ajută! Deci prima dată a ignorat-o, a doua oară a zis, nu faci ceva pentru asta, că nu mai scăpăm de gura ei, nici nu ori vorbi cu ea. A venit a treia oară și s-a închinat lui până la pământ, Doamne ajută! El însă răspunde a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Cum a făcut o soră? Pe românește, căția. Căția a făcut-o. Fiți atenți. Dar ea a zis, da, Doamne, sunt căția, cum vrei tu. Dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cade la masa stăpânilor lor. Cu cine vorbea? Cu Iisus. Fiți atenți ce zice Domnul. Atunci răspunzind Iisus a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești.
Frate Nicu, atunci dacă vrea să mute geografia, o schimba. Să mutau Everestul în Transilvania și munții Carpați în Ucraina. Fie ție cum voiești. Și s-a tămădui fica ei din ceasul acela. Hai să încheiem frumos. Mulțumesc, Maria, Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc, Veronica, Domnul să te binecuvânteze pentru Biblie. Fiți atenți. Prima reacție a lui Dumnezeu atunci când îl cauți, indiferent, tace. Se vadă în caos stăruitor sau ești numai creștin de paie, creștin de sâmbătă, de duminică, de vineri, de maslu, de ce vreți dumneavoastră. Cu alte cuvinte, mai zici ceva și luni de Domnul? Păi soră Ramona, uită-te la mine, eu care predic o oră. Cum aș apărea în fața oamenilor dacă luna zice nimic de Domnul? Ați înțeles de ce postez Evanghelia? Mă duc pe dealul și vă citesc, am început să citesc Biblia, să mă îndrăgostesc de ea. Am zis, nu mai știu, Doamne, ce să fac oamenii ăștia, numai să citească, nu mi l-o citesc eu. Mă pun în fund pe buturugă, bate vântul, nu așa fac, deci nu contează. Citesc Evanghelia. Și, Doamne, atunci să mă iei când o gat. E mult de citit. Ascultați-mă. Domnul tace. Prima dată când te apropii de el. Prima reacție a lui Dumnezeu la căutarea omului. Iisus a tăcut. Doi. A doua reacție a lui Iisus este respingerea. Eu nu am venit decât la oile pierdute ale casei. Măi, eu am oile mele. Cu alte cuvinte, eu am copiii mei. Eu am pe cei care au făcut legământ cu mine. Eu am pe cei care strigă la mine zi și noapte. Eu am pe cei care mă onorează pe mine. Eu de ăștia trebuie să mă ocup. Domnul are și el priorități, după cum noi avem priorități. Care sunt prioritățile tale? Păi prima dimineață să beau cafeiul. Nu, nu-i nimic, cu cafea rămâi cu binecuvântarea cafeiului, rămâi toată ziua. Care e prioritatea ta? Să văd ce a intrat pe cald. No, oia rămâi. Deschide Biblia, prima prioritate. Vorbește, lasă-l pe Domnul să-ți vorbească, răspunde, stai în tăcere. Deci a doua reacție este respingerea. A treia reacție este ofensă. Te apropii pe Dumnezeu și vor veni oameni. Bă, tu, dar tu nu te-ai săturat să te strigi la Domnul, nu vezi că nu te aude. Nu vezi că Dumnezeu e surd. Să nu are timp de tine. Cum și-o bătut Ilie joc de prorocii lui Baal și a răspătea. Ce strigați mai tare, bă, că poate dorme. Uite că știe sora, Domnul s-o binecuvinteze. Vedeți? Mă duc acasă fericit când aud oameni care mă completează la predică. Poate Dumnezeu are relaj, poate e obosit. Strigați mai tare și mă duc joc de ei. Și a treia reacție poate să fie ofensă, poate să primești mai mult necaz, mai multă durere. Dar nu dispera nici atunci. Continuă și strigă la Dumnezeu. Dă-i drumul că strigă în urma noastră. Nu s-o lăsat. O vin s-o china, s-o pus pe burtă. Doamne ajută! Nu este bine să-ți dau ție pâine când poți să-i dau la Maria, că ea e fiica lui Israel. Da, Doamne, dar știi când mănâncă Maria, cade o firmitură. Nu faci bine să-mi dai firmitura la mine. L-o termina pe Iisus. Ce-o zis? O femeie, uitați-mă în Biblie, niciunde nu mai găsiți afirmația asta. O femeie, mare este credința ta. Iarăși o femeie, că suntem în duminica femeilor mironosițe. Ai putea fi acea femeie. Ai putea fi tu acea femeie. Soră, scumpă fică, soră, bunică, ați putea fi dumneavoastră acele femei. Să mutați munții de necredință din România și să schimbați tot. Prin dumneavoastră se poate schimba orice. Schimbarea începe cu noi. Înainte ca lucrurile să se schimbe, cum? Oamenii trebuie să se schimbe. Schimbarea nu-i parlamentarul, schimbarea nu-i președintele, schimbarea nu-i un cult, schimbarea nu-i un preot, schimbarea ești tu. Tu trebuie să te schimbi. A patra reacție. Nu obosi acum când ești aproape, Iisus te iubește. Și închei cu cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Auziți ce cuvânt, soră? Biserica ești. Nu căuta loc. Biserica ești tu.
Biserica ești tu. Nu-ți căuta un anumit loc în care să mergi într-o anumită biserică. Sfințește-ți mai întâi biserica sufletului tău. Fă din casa sufletului tău un loc pentru Duhul Sfânt, pentru Dumnezeu. Un loc de închinare, un loc de proslăvire, un loc de adorare. Cheamă-ți-L pe Dumnezeu în tine, fă pace în tine și apoi mergi și spui pace tuturor. Amin. Am fost în biserici și am primit pace, numai pace n-am primit. Am fost în alte biserici și când am intrat, mirosea Dumnezeu acolo. Și nu dădu să recutăm în el. Mirosea Dumnezeu, l-a simțit pe Dumnezeu, e acolo. Și le-a spus că aici e Dumnezeu. Aici nu-i Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut de cunoscut că acolo era. Aici se ține slujba lui Dumnezeu, aici sunt oameni lui Dumnezeu, aici nu sunt oameni lui Dumnezeu. Și am văzut lucrul ăsta, culmea, unde? Prin case de cultură, soră. Unde au venit oameni de ori conferenția, soră, a crezut că, iară cuvântul ăsta, Doamne ferește-mă, Doamne. A venit unul frate și ne-a vorbit despre post. Pe lângă faptul că avea 120 de chile, cum să vorbească mie la despre post? Și-a luat toată bucătăria de la bunica și până la străbunica și mi-a spus de sarmale, de poș, de toate. N-am mai putut, frate. M-a dus în altar, a luat Biblia și a zis, frate, stați un pic. Hai să citim ce scrie în Isaia 58. Era conferențiar, doctor, profesor la una din facultăți de teologie. Numai aplauzele nu le-au primit el, la final le-am primit eu. N-am mai putut, soră. Păi ori vorbim de post, cine spune Domnul, ori vorbim de post după ureche sau ce am citit noi de pe unde vreți voi. Ori trăim credința lui Dumnezeu, ori slujim pe Dumnezeu, ori stăm acasă și ne uităm la televizor. Că ne vine pe țabă tot acum. Și împărtășanii azi mâine ne-o bagă ăștia prin televizor cu lingurița. Nu mai trebuie să deschizi gura. Dar vă spun eu că nu vă dau împărtășanii, vă dau altceva. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalm 34:5. Când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, deschide Biblia. 85% din români nu o citesc și nu o citit-o niciodată. Și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciunea și cerem, postind de-n sac și în cenușă. Daniel 9:3 și Daniel 9:8. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. Amin. Amin.